Zilele însorite și călduroase de vară ne trimit deja cu gândul la concediu, dar până atunci avem posibilitatea să obținem un bronz frumos aici, aproape de casă. Ștrandul municipal ne oferă toate condițiile să ne putem bucura de vremea bună pentru plajă. Soare, apă, plajă, muzică bună, într-un cuvânt, atmosferă relaxantă aici la ștrandul municipal, unde sunteți așteptați să veniți în fiecare zi de la ora 9 dimineața și până la ora 8 aveți parte de cele mai frumoase clipe de vacanță, dar de ce nu și în timpul săptămânii. Cu excepția zilei de luni, când publicul are acces doar după ora 14, deoarece în prima parte a zilei angajații primăriei efectuează lucrările de igienizare a bazinelor. Ștrandul municipal așteaptă și în această vară reghinenii de toate vârstele, în condiții optime. Bazinele sunt în funcție de categoriile de vârstă. Avem bazin pentru olimpici, pentru notători, cu adâncime de 2,80 m. Pe urmă, bazinul din mijloc cu o adâncime de 1,60 m. Și încă un bazin pentru copii mici, tot așa la 1,30 m, și un bazin pentru copii mici la 40 cm. Bazinele de agrement sunt prevăzute cu topogane, cu compresor de aer, cu pompe de hidromasaj, cu dușuri cervicale. Iubitorii de soare și apă au o veste bună. Prețurile biletelor de intrare au rămas la fel ca anul trecut. Tarifele s-au păstrat ca și în anii trecuți, adică 5 lei pentru adult, 3 lei pentru copil, cu specificarea că copiii cu vârsta sub 5 ani beneficiază de acces gratuit, conform regulamentului de funcționare. Ștrandul municipal este preferat ca loc de petrecere a timpului liber de foarte mulți reghineni. În vara anului trecut, numărul de persoane prezente în medie zilnic a fost de 250 în timpul săptămânii și peste 450 în weekend.